Salutare tuturor și bine v-am găsit la Pet Simulator 99, unde de data aceasta vrem să cumpărăm niște Game Pass-uri care chiar ar fi bune dacă aveți îndeajuns bani pentru ele. Acum sunt niște Game pass care nu sunt atât de bune precum ar fi Super drop sau vip sau dacă e să ne ducem aici la pets putem să cumpărăm și al șaptelea slot fix aici costă 400 de robux mai e și autofarmul care costă 175 de robux cum ar fi și plus 15% pets equip nu o să fie atât de bune ca aceste game uri dar o să luăm plus 15% hatch ca să deschidem cât mai multe ouă pentru a primi cât mai multe peturi și plus lucky ca să avem mai mare noroc la pe mai bune. Da, acestea două game uri pe care dorim să le luăm de data aceasta o să le achiziționăm pentru că nu costă atât de mult. Bine, asta e 625 de Robux și ea costă puțin, o să fie 275, dar mai vrem să cumpărăm și Autotap-ul care costă 350. O să le luăm pe toate trei și restul ce ar mai merita dacă e să luați toate pesurile ar fi Ultra Lucky, și Magic X. Astea sunt puțin mai scumpe de data aceasta, așa că nu ni le permitem, așa că va trebui să așteptăm pentru ele. Dar până atunci putem cumpăra 3 pesuri destul de bune. Nu sunt cine știe ce, nu trebuie neapărat să le cumpărați pentru că nu vă ajută deloc. Vă ajută doar dacă aveți autofarmu, să lăsați peturile să farmeze în ultima zonă și voi vă duceți și deschideți ouă. Dar voi nu aveți nevoie de ouă. Eu acum o să am nevoie de foarte multe ouă pentru că trebuie să deschid cât mai multe, să dau mai departe, să mai dau niște peturi mai puternice sau mai multe multe peturi pentru a face și voi misiunile la rank. Deci eu am nevoie de ele pentru a vă da vouă niște peturi. Da, o să avem nevoie și de much, much better luck with X, adică ultra lucky și magic X la un moment dat, dar acum nu ne permitem. Și autotapul este extrem de bună datorită la ultimată. Da, ultimata, după cum știți, avem aici în jos 4%. Dacă dăm click, Uite, crește 5%, 6%, 8%. Dacă facem cu autotapul, nu mai trebuie să dau click pe toate astea în ultima zonă să se facă ultimata mult mai rapid, să o folosim. Putem lăsa autotapul și se face singură. Da, merită foarte mult și autotapul și restul ăstea două nu prea merită. Adică, sincer, ce poți faci cu ele? Puțin mai mult noroc și plus 15% hedge. Astea o să ne trebuiască nouă, dar nu sunt necesare. Nu poți să zici, pe dacă nu iau chestia asta, nu o să poți avansa în joc. Dacă aveți vreo 25 de lei, 5 euro, Aici. Slotul acesta este să-l cumpărați cu bani. Chiar merită. Și dacă mai este autofarmul, e foarte ieftin. 175 de Robux, dacă nu mă înșel. Plus, dacă ne ducem la exclusiv shop, avem aici plus 15% pe clip care merită foarte mult. Și din păcate au scos de aici, de la exclusiv shop, au scos pesurile. Acum nu mai poți să iei autofarm sau autotap din exclusiv shop, poți să-l cumperi doar de aici, deci nu mai poți să vezi cât costă și lucruri de genul. Și aici la fel, la pe computer, ne ducem la daycare, imediat putem să luăm și noi ăsta 55 de snowmen, care o să ne dea destul de multe gemuri. Nu mai poți să Direct de aici de sus, ar trebui să apară aici deasupra la 55, să cumpărați Daycare Slots plus 25% mai mult. Bine, nu 25%, fix 25% de sloturi mai mult. Acum, din păcate, nu mai sunt pe shop și o să ne ducem puțin mai în față, pentru că avem o treabă foarte importantă de făcut. Mereu sunt 24 de zone, sunt 24 de zone și merită explorate, dar puteți să distrugeți și baloanele. Noi acum, momentan, nu ne interesează de baloane. Dar da, o să vrei să deschizi toate baloanele pentru că te ajută extrem de mult. La Wiki Quest chiar îți dă niște chestii destul de bune, adică doar să deschizi 14.000 de ouă, tu primești 3 chei secrete. Chiar merită, apare la noi pe 9 martie și pe voi scrie acolo sus când o să apară și merită făcută. Uite câte baloane sunt, alea epice, alea mov merită distruse, orice ar fi. Dar puteți și voi să le distrugeți, pentru că vă dă niște give uri și plus vă faceți la cimă. Noi acum uite câte sunt, sunt vreo 3, 20, 30. Distrugem chestul acesta, colectăm toate reward-urile care sunt chiar destul de bune și aici mai avem de distrus 278 de mii de breakable, sunt cea mai bună zonă. Deci ne ducem în ultima zonă, Aici deja astea se colectează automat, cred, sau nu știu de ce nu pot să le colectez, dar nu le-am colectat niciodată, se colectează automat. După aici avem ca de obicei magnet, sprinkle mergem aici, lăsăm autofarm pentru că avem autofarm, dacă aveți și voi autofarm, ar trebui să faceți autofarm pentru că e o chestie care nu spune, știi, dacă te duci să cumperi nu spune, dar autofarm face capeturile peturile tale să se miște mai rapid, da. Se mișcă mult mai rapid, adică nu știu dacă pot să mai fac asta încă o dată, dar uitați-vă puțin, da? Deci dacă ne ducem aici cu petugle, uitați-vă cum se mișcă, da? Se duc, se duc, distrugă-se puțin mai greu, se duc, se mișcă și dacă activez autofarmul, uitați cât de rapid se duc, stânga, dreapta, stânga, dreapta, sus, jos, dreapta. Deci se vede, se vede foarte clar că se mișcă mult mai rapid. Deci ne ducem aici, scoatem autofarmul, ne ducem în interior și uitați-vă cum se mișcă, da? Stăm așa vreo 10 secunde. Uitați-vă cum se mișcă. Stânga, dreapta, se mișcă pe aici. Toate se ducă în același loc. De obicei, în mijloc se duc cam toate. Și dacă activăm autofarm, uitați cât de rapid se mișcă acum cu autofarmul, uitați cât de rapid se mișcă, se duc și în stânga, se duc și în dreapta, se duc la toate astea pentru că au timp să le distrugă. Se mișcă atât de rapid încât poate să se ducă și în stânga și dreapta. Mai ne uităm încă o dată, da? Ca să înțelegeți chestia asta. Ne ducem aici cu toate peturile, fără autofarm. Uitați-vă la asta, asta stă nedistrusă, astea sunt nedistruse, da? Toate sunt, nu, nu, pot să le distrugă pentru că n-au timp, că eu nu dau unde ajuns de me, să le distrug pe toate. Dar dacă dau autofarmul, uitați-vă, toate distruse, toate se duc peste tot din colțuri, din toate, sunt distruse, e mult mai rapid. Autofarmul nu spune că face peturile să se miște mai rapid, dar chiar asta face. Merită extrem de mult. După acum hai să cumpărăm și noi acestea. Ne ducem fix aici luăm și noi direct. Autotapu ajută extrem de mult, 350 de Robux. Merită, da, merită, pentru că dacă e să-l activăm, tot ce trebuie să -l faceți este să-l activați. Mulțumesc foarte mult pentru că l am cumpărat asta. Și lăsăm și uitați cum se duce ultimata, da? Deci trebuie să pui și cursorul, din păcate trebuie să pui și cursorul aici. Deci eu nu mai dau acum click, dar dă jocul în sine. Stai puțin că chestia asta... Deci eu nu dau acum click, doar las autotapul. Deci stai, stai un pic. Autotap e practic autoclicker. Dacă fac asta și mă duc aici, nu, nu se pune. Practic autotapul e autoclicker. Asta e singurul cu ce face, serios? Trebuie să țin cursorul, mouse-ul pe el. Stai un pic, mă duc aici, da. Autotapul e practic autoclicker. E fix același lucru. Stai un pic, stai un pic. Deci nu merită chestia asta. Nu merită. Nu luați autotapul. Asta e unul dintre cele mai proaste lucruri pe care puteți să le luați. Practic, eu acum nu apăs, click pe mouse, da? Nu apăs și asta face, stai să mă mai aproape, vezi? Asta face autotapul. Dă click. Deci eu trebuie să pun cursorul mouse-ului pe breakables să le distrugă. Nu merită. Chestia asta nu merită. 350 de Robux cea mai mare porcărie. Dacă aveți voi Robux infiniți, da, poate. Dacă aveți foarte mulți Robux și chiar puteți să cumpărați, merită. Dar altfel nu. Trebuie să țin click-ul apăsat aici. Deci dacă eu plec de acolo, las autotapul pornit. Eu plec de acolo, autotapul e inutil. Pur și simplu este inutil. Nimic Nimica nu face. Eu trebuie să fiu acolo și să țin cursorul mouse-ului fix pe lea ca să poți să facă ceva autotapul. 350 de Robux inutil deci nu pot să cred ce am făcut acum. Mă așteptam să funcționeze diferit. Acum am cumpărat asta să vedem exact ce face și acum știți, deci nu îl cumpărați, nu merită. Dar merită alte lucruri să cumpărați cu lac ăsta, o să cumpăr și lachi să fiu un pic mai norocos, pentru că cât de cât merită, ai puțin mai mult noroc cu ouă și presupun că o să-ți dea niște chestii mai bune. Bine, și Ultra Lucky e bun și Magic X pentru că ai șansă mult mai mare la Golden și Rainbow Pets, dar acum sunt prea scumpe pentru noi, așa că trebuie să luăm plus 15% hatch, să deschidem cât mai multe ouă. Chestiile astea erau foarte bune când a fost Yuju, Happy Computer, dar acum din păcate s-a terminat. Deci putem cumpăra 92 direct. 92 Auto Farm și uitați, stai să vedem dacă avem puțin mai mult noroc, dacă primim niște chestii mai bune. De obicei este cele mai comune, deci nu sunt atât de wow, dar la ăsta să vedem. Avem Rainbow, bine, avem Rainbow și Golden de la Mastery. Mastery merită foarte, foarte mult. Ne ducem la Mastery. Vedeți toate chestiile astea? Avem 46, 86, 90, 85, 47. Asta nu prea ne interesează că e la economii, Nu avem nicio treabă cu el. Că în zona de tech nu avem prea multe de astea. Nu avem nici măcar un merchant la zona de tech. Avem doar două vending mașinuri. Atâta. Aici la Potion Mastery, dacă puteți faceți voi level 99, durează 2x Potion Duration. Chestia asta e absolut prea bună. Deci, la preț, de o poțiune, poți să folosești de două ori, practic. O să fie de 2x duration potion. Acum noi avem 1.5 care e destul de bun, costă mai puțin să upgradăm și avem o șansă de 10% să bem, când bem o poțiune se face de tier next. Deci dacă bem, una de, dacă bem una de level 8, se poate face de level 9 și tot așa. Și aici la level 99 mai avem să, să dăm upgrade la mai multe poțiuni, deodată, gen putem să dăm abre la mai multe porțiuni deodată. Nu-i cine știe, ce la level 90 e cel mai bine să faceți. Și la, la ouă, acum la ouă, pentru că am cumpărat plus 15 la 15 eguri, să deschidem mai mult, o să fac mast mult mai ușor. Și acum ce ne dă la mastery, să vedem dacă merită. Deci aici Level 90 merită să faceți. Aici la level 90. Să vedem ce ne dă la 90. Ne dă două chestii. Plus 3 ouă. Să mai deschidem încă 3 ouă. Dar asta chiar e destul de bună. Și poți să deschizi ouă cu 50% mai rapid. Chestia asta la 90 e foarte bine. Din păcate trebuie doar să deschizi ouă non-stop. Asta e ce, ce, ceea ce trebuie să faci la Air Mastery. Dacă ne ai autofarmul e foarte rău pentru voi. Trebuie autofarmul. E 175 de robux. Dacă nu mă înșel, merită extrem de mult. După la Enchant, fiți atenți aici la Breakable, nu e cine știe ce, sunt vreo 3, nu sunt 4, sunt 4 chestii, nu stai, 3, 3, aici e la 99, sunt 3, plus 30% Better Loot, stai un pic ce, la 90 asta merită, bine nu puteți face prea multe că trebuie doar să lăsați să disură coins-ul, dar plus 30% Better Loot from Breakables, asta e abia acum când văd, chestia asta e atât de bună, adică îți dă 30% loot mai bun din ceea ce deja îți dă loot la bun dacă ai super drop plus 1.5% flag duration, plus 5% șansă ca peturile mele să transforme breakable în gold. Dar asta nu știu ce exact e. Cred că dacă le face gold, îți dă mai mult coins. Dar noi coins avem maxim, deci asta nu e, nu e atât de importantă. Dar plus 5%, plus 1.5% flag duration e ok, că folosești mai puține flaguri. Și plus 30% better loot e extrem de bună. După la 99, aici îți dai seama, știi? Se spawnează mult mai rapid, după ai poți să pui mai multe flaguri și ai 50% șansă să spawneze mini chesturi. Asta e destul de bune. Diferența e că nu se știe dacă este de la mini chest cartea sau dacă e de la joc. Pentru că dacă, după cum știți, jocul vă oferă Jocul vă oferă un mini chest. Nu trebuie să aveți cartea neapărat. Jocul vă oferă un mini chest după ce distrugeți anumite breakable-uri. După aici, da, și ultima de jos de tot, avem plus 2x, avem 2x, flag duration, pui 1 și practic ai pune 2, deci o să fie mult mai bine. Și 5x loot from mini chest. Chestia asta cu 5x loot from mini chest sunt prin toate, da? Orică ți-l dă jocul mini chestu, ul orică îl folosiți de la carte, stai că aici cartea asta, chest, Cartea asta costă 290 de milioane chest mimic poate dacă distrugi un breakable poate să arate un mini chest și poți să primești dacă faci 99 poți să primești 5 x loot și zicem că îți dă vreo 10, îți dă 10 iteme ori 5 50, la, 50 de iteme de fiecare dată când distrugi unul și se aplică și la și la de la joc la mini chestul din joc pe care vi-l dă dacă distrugeți spre uri și de la mini ce de la carte. Deci asta e chiar foarte bun. Dar ce ne interesează pe noi este Enchant Mastery, da? Aici la 90 de plus 15% power from enchant, da? Restul nici nu ne uităm. Plus 15% power from enchant. Deci o să dea 15% mai mult din cărți în loc să fie 45%, o să fie 50%, în loc să fie 55%, o să fie 60%, o să dea și mai mult de meci bine, asta nu contează că nu ai ce să faci aici, nu sunt procente ca să zici că o să facă ceva, dar chestia asta că chiar merită, avem 2 milioane, cu 2 milioane putem face niște cărți. Abgradați cărți astea mai mici, știi, nu trebuie să fie neapărat de 4 sau de 2, trebuie să fie de 3. Astea de 3 dau cele mai bune chestii, dau cel mai mare level. Și acum după ce le upgradăm, sau astea de 2, stai să mă uit. Ăsta de 2 pare că da, nu? Da, bine, acum s-au combinat alea de 3 cu alea de 2. Dar astea de 2, dacă le abgradezi, e cel mai bine să faci chestia asta. Costă puțin și dă foarte mult XP. Astea de 2 chiar merită. Nu avem destule diamante, stai un pic, avem acum destule diamante. Odată am dat upgrade, Trea... mă costa vreo 200 gemul și mi-a luat 2 milioane. Deci chestia asta poate fi puțin gliciuită, deci aveți mare grijă când faceți ceva. Și acum la Enchant, mergem aici la Master, avem 87. Eu acum o să mă duc să fac multe diamante, mai vând niște chestii, pentru că vreau să fac 90 în seara aceasta, pentru că merită enorm de mult. Uite, fix acum... Primesc mult mai multe diamante și mult mai mult loot dacă am plus 15% putere din enchanturi, din cărțile astea. Enchanturile astea merită făcute, din păcate unele nu poți să faci nu poți să avansezi atât de rapid la ele. Trebuie doar să aștepți și să fie afecat. Dar chestia asta cu auto tapul chiar nu-mi place. Doar țin click -ul. wow. Trea să fie auto, gen Trea să fie deja. Stai, stai, stai. Stai puțin, stai puțin. Stai puțin, sau, au, se peturile un pic. Stai un pic, 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 stai un pic. Punem ăsta, stai să scoatem toate astea, stai un pic, stai un pic, stai un pic, poate nu e atât de mare porcărie, stai puțin, pe bune? Da, de, 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 autotapul merită, da. Deci dacă ați ajuns până acum la videoclip, am descoperit împreună că autotapul merită extrem de mult. Uitați-vă la el, deci chiar de autoclip, eu nu trebuie să țin, eu țin de aici doar dacă vreau, dar e ambele și dacă țin și de la joc. Stai un pic, autotapul e extrem de bun. Trebuie să fiu neapărat în zonă, poți să, da, trebuie să fiu un din în zonă. Trebuie să fiu în zonă, dar se face, stai un pic. Uite, vezi? Trebuie să fiu în zonă, din păcate, da? Deci dacă stau aici, farmez mult mai rapid și la asta, stai puțin. Ne ducem aici, folosim ultimata, nu ne trebuie neapărat ultimata în momentul de față, stai puțin. Avem ultimata, stai să se facă. Deci autotapul chiar e autotap, nu trebuie să țin o cursorul pe el. Deci vezi că am descoperit chestia asta, e chiar destul de bună. Mă lasă ultimata să văd? Să văd cât de rapid se face, da? Acum e 1%, da? Să vedem cu autotapul cât de rapid se face. Doar uitați-vă, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ăsta e doar cu autotapul, fără peturi. Dacă e să punem și peturile acum, uitați-vă cât de rapid se face. 21, 23, 24, 26, 27, 28, 2. Uitați cât de rapid trece. De, de, loc să fie 37, 38, 39, e deja 39, 41, 43, deci crește și cu câte 2% în același timp, se face super rapid. Și pe Sergiu merită foarte mult pentru că dacă faci level 99 o să fie merită mult. Dar se mișcă mult mai rapid și dă damage mult mai rapid de la peturi. Și dacă faci chestia asta, în continuă o să ai damage. Doar uitați-vă aici, da? O activăți și uitați cât de mult se mișcă, cât de rapid se mișcă. Bine, mai avem și autofarmul, acum chiar că se mișcă rapid. Și se împrește e mult mai mult chestia asta cu autotapul și autofarmul. Merită extrem de mult autotapul acum, da. Asta este o necesitate, da. Până acum, pesurile ce au fost necesitate, cred că ar trebui să zic acum, dacă ați ajuns până aici, Apăsați, până, apăsați butonul de like și mulțumesc foarte mult dacă l apăsat și scrieți auto tap în comentarii să vedem cât s-a -a ajuns până aici. Deci, chestiile care chiar trebuie, pesurile care chiar merită foarte mult, îți cât mai multe sloturi la înceantă ăsta 3 de jos puteți să le cumpărați, 400, 800, 1200, în total 2400, după este super drop, după este plus 15 peți, după este Uh, daycare slots, aici poți să le pe doar de aici, de la daycare slots, de sus, asta e să colectăm și noi astea, autofarm-ul și autotapu. Autotapu a fost adăugat în ceea ce tu chiar ai nevoie în jocul ăsta, chiar ai nevoie extrem de mult. Bine, mai sunt și restul nu prea contează, gen. Nu te interesează că nu o să deschizi prea multe ouă. Lucky, Ultra Lucky, Huge Hunter, Magic Eggs, plus 15% Hatch. Ăsta, 5, nu vă interesează atât de mult pentru că nu deschideți-o, că nu aveți de ce să deschideți-o. Mai bine stați acolo și folosiți autotapul. Plus că Double Stars, chestia asta nu merită. Double Stars e una dintre cele mai proaste chestii pe care puteți să le cumpărați la 2400 de Robux. Bine, mai este și VIP-ul. VIP-ul ar merita, fiți atenți, VIP-ul vă dă aici, vă dă acces la diamante, da? Vă dă acces să distrugeți diamantele, da? Și după cum știți voi, în dreapta, la rank, la misiune, aveți misiuni de distrus 800 de diamante breakables, 800 de astea, da? Și ca să faci chestia asta, tu neapărat trebuie să ai VIP-ul, pentru că, uite, mulțumim ce tine 10 ca dona 10 ca la clan. La clan merge bine momentan, avem 437 de milioane. Momentan e tot ok, dar, da, dacă nu, lua, dacă nu aveți VIP-ul, să faceți misiunea cu 800 sau 1100 de Diamond Breakables, o să dureze câteva ore dacă e să vă duceți la ultima zonă să faceți chestia asta. Acum depinde de voi. VIP-ul nu, este un nea, ne, nu este un Game Pass necesar. Dar dacă puteți să-l cumpărați, luați-l, e și ieftin, plus că vă mai dă și chestiile astea de aici, cum ar fi niște gift bag-uri și 1200 de diamante, Plus acum noi am colectat ăsta, stai, nu, aici e fuse. Noi mergem la Deke, acum colectăm și primim 447k diamante pe gratis, doar de la Deke. Bine, avem și 55 de snowmen, deci asta chiar contează. După ne ducem aici, ne ducem la Deke, nu ne ducem la Upgrade Enchant, că am făcut rost de gemuri, vrem să mai upgradăm, știi? Și upgradăm cât de mult putem, vrem să facem neapărat cât mai mare level la Enchant. Trebuie să faceți 90, 90 aici, 90 aici, cât de mult puteți e foarte important, vă dă niște lucruri extrem de bune, adică de aici, de la level 10, uitați-vă doar la el ce zice, sunt niște lucruri extrem de bune, foarte, foarte bune, oricum vă trebuie 50 ca să poți să echipezi cele mai bune, de tier 8, vă trebuie level 50 aici, așa că succes, aveți o seară excelentă și ne vedem data viitoare la pe Simulator X, nu glumesc, Pe Simulator 99.